Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este domnul profesor Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald și vom vorbi despre René Guénot, despre René Guénot și cartea Orient și Occident, o noutate editorială publicată în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald. Civilizația occidentală a ajuns oare la apogeul ei? Partizanii entuziaști ai științei ar spune că da. Cei care judecă lumea, să spunem, dintr-o perspectivă spirituală ar spune că dimpotrivă. În anul 1924, când René Guénot publică această carte, putem spune că ororile sau consecințele primului război mondial zdruncinau deja încrederea oamenilor în ceea ce numiseră ei până atunci civilizație și progres. Iată deci Orient și Occident, o carte care vorbește despre civilizația modernă, vorbește despre tradiția primordială, vorbește despre această dihotomie dintre Orient și Occident și cred că alături de această carte și mai multe lucruri ne va spune domnul profesor Vasile Zecheru, cred că alături de această carte, într-o discuție, într-o dezbatere, am putea să mai adăugăm și alte titluri ale lui René Guénot, cum ar fi Lumea modernă sau Criza lumii moderne sau, de ce nu, Domnia cantității și semnele vremurilor. Așadar, în problematica ghenoniană intitulată de către exegeții operei lui René Guénot, Critica lumii moderne, această carte, Orient și Occident, cum spuneam mai devreme, apărut inițial în anul 1924, ocupă un loc special, ocupă un loc aparte. Așadar, ce s-ar putea spune pentru început despre importanța și utilitatea acestui volum și ce anume distinge această lucrare în raport, să spunem, cu altele similare? Bună seara, vă spun și eu. Poate că ar trebui să începem cu sublinierea faptului că suntem în proximitatea unui eveniment în cultura română. Un eveniment pe care, iată, ne-l furnizează cu generozitate editura Herald. Este vorba despre editarea aproape concomitentă în acest an a celor trei cărți fundamentale care acoperă această, să-i spunem așa, porțiune, secțiune din opera ghenoniană, și anume Critica lumii moderne, cum ați numit-o, și de fapt cum o numește exegeza. Aceste trei lucrări, trilogia aceasta este alcătuită din Orient și Occident, prima din serie, apărută în 1924, Criza lumii moderne, carte apărută în 1927 și în sfârșit în 1945, trilogia este încheiată cu o sinteză absolut magnifică pe care René Guénot o intitulează Domnia cantității și semnele vremurilor. Sigur, așa cum ați anunțat, noi ne vom referi în această seară doar la prima dintre aceste lucrări, Orient și Occident, care, într-un fel, și aceasta face și, să-i spunem, aceasta este și distinția principală a lucrării, constituie un ansamblu de instrumente, o metodologie prin care René Guénot intră în această problematică a criticii lumii moderne. Sunt mulți autori contemporani cu René Guénot și după aceea au fost mulți scriitori, filozofi, artiști, teologi, economiști, istorici, care au criticat în felul lor, din diverse unghiuri de plonjon, evoluția societății occidentale. Au vorbit în mod coerent despre o criză. Iată, în filozofie, de exemplu, sunt mari personalități, Nietzsche, Heidegger, care vorbesc coerent și apăsat despre acest fenomen de decadență a Occidentului. Ei se referă la criza Occidentului și Guénot. El vorbește despre criza lumii moderne, dar
când spune lumea modernă, el se referă de fapt la Occident. René Guénon, în această lucrare, Orient și Occident, introduce o distinție între reprezentarea europeană, occidentală, privind universul, lumea și omul, și cea occident și cea orientală. Mai precis, vorbește despre o distinție între, să-i spunem așa sofisticat, arhia versus anarhia. S-a spus tradiție versus modernitate. Eu am să traduc altfel lucrurile în această seară și poate cumva în premieră. Arhe este principiul. Dacă vreți, putem pune semnul egal. Adevărul suprem, absolut. Cauza cauzelor în metafizică. Elementul primordial care mișcă universul. Arhe. Lucrarea acestui arhe, lucrarea lui Dumnezeu, să folosim terminologia din teologie, din biblică, lucrarea lui Dumnezeu este arhia, adică această creație care se caracterizează în primul rând printr-o ordine. Există o ordine universală bazată pe legi matematice. De asta s-a spus uneori Dumnezeu este arhitectul, Dumnezeu este geometrul. În contradicție cu arhe, cu această ordine, există, în contradicție cu arhia, este anarhia, adică lipsa ordinei. S-a mai folosit un termen care în perioada interbelică a fost compromis, sinarhia, adică o împreună lucrare pentru ordinea universală. Am spus că acest ordin a fost compromis de către dreapta franceză în perioada interbelică, n-are rost să aprofundăm aici, că nu are legătură cu cartea noastră. Aceasta este marea diferență dintre abordarea occidentală și abordarea orientală. Abordarea orientală vede întregul, vede principiul, vede ordinea universală. Pe când abordarea occidentală pune în centrul lucrurilor omul, încă din perioada Renașterii a apărut această abordare, omul s-a revoltat, biserica a simțit presiunea bisericii catolice, mai ales ca pe o chingă pe care a încet, încet a înlăturat-o, au apărut științele, Descartes introduce raționalismul și în felul acesta, încet, încet, nu vom dezvolta aici, dar încet, încet, societatea occidentală s-a dezvoltat înspre materialism, înspre ateism. Cartea este savuroasă pentru că René Guénon, cu meticulozitate și cu multă rigoare, atacă toate aceste slăbiciuni, toate aceste, nu din ură împotriva Occidentului, cum s-a spus, ci pur și simplu pentru a arăta pericolele mari la care se expune societatea occidentală și, din nefericire pentru noi, viața i-a dat dreptate. După primul război mondial a urmat tulburătoarea criză economică din anii 29-33, a venit al doilea război mondial, a venit comunismul, toate au argumentat cumva, parcă, această viziune, în fond, sumbră, pe care, dar foarte realistă, pe care René Guénon o înseilează pentru început în cartea sa Orient și Occident. Cam aceasta face distinția abordării guénoniene. Să vă mai spun ceva. Au fost teologi care au venit și ei cu abordarea lor dinspre religie. Și ei au înțeles că ne îndreptăm către o criză, către un, n-aș spune sfârșit, dar către o evoluție destul de grea pentru generațiile care vin. Abordarea lui Guénon are meritul că este originală pentru că aduce argumentație dinspre metafizica autentică, aceea pe care o promova
Pitagora, Platon, chiar și Aristotel, tatăl tuturor savanților, de aici își ia Seva Guénon. Guénon nu critică Occidentul, cum spuneam, pentru a-l desfința, ci pentru a propune soluții și pentru a ne face pe noi, oamenii care trăim în această zonă, să conștientizăm aceste slăbiciuni, aceste pericole. Cam aceasta este cartea pe care dumneavoastră o promovați și împreună cu dumneavoastră și eu. Aș adăuga, aș completa la cele spuse de dumneavoastră, mai degrabă la René Guénon putem spune că a taxat, dacă putem spune așa, mai degrabă neputința Occidentului în raport cu tradiția autentică a Orientului. Din perspectiva ezoterismului și a tradiției primordiale, René Guénon introduce o metodologie originală și vizionară, putem spune. Cu ajutorul căreia ni se dezvăluie dihotomia aceasta despre care, pe care o pomeneam ceva mai devreme, dintre reprezentarea orientală și cea occidentală privind universul, lumea și ființa umană. Autorul, René Guénon, face trimitere la cauzele profunde ale crizei lumii moderne, descrie de altfel sumar efectele și pe cale de consecință sugerează unele modalități de acțiune, nu doar critică, ci iată, cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, încearcă să găsească și niște soluții care pot fi puse în aplicare. Așadar, domnule profesor Vasile Zecheru, v-aș ruga să vă referiți în continuare și la această problematică și să punctați elementele pe care dumneavoastră le considerați importante spre a fi menționate cu privire la cartea Orient și Occident. Cartea lui Guénon este într-adevăr o demonstrație care nu are nimic cu abordările emoționale. El pur și simplu vorbește despre iluziile occidentale. În prima parte a cărții, cartea are un cuvânt înainte în care autorul își prezintă cu rigurozitate și cu corectitudine scopurile pe care și le propune, o primă parte în care sunt identificate acele cauze despre care vorbiți dumneavoastră, eu le-aș numi iluzii, de altfel chiar așa se numește această primă parte, iluziile occidentale. Și sunt patru subcapitole în care tratează aceste iluzii. Sfârșitul unei lumi nu este și n-a fost niciodată altceva decât sfârșitul unei iluzii. Iluzii și confuzii pe care Occidentul, cu abordarea lui materialist-ateistă, le transformă în, cum să spun, într-un cadru societal, într-o conduită umană pe care o urmărește cu rigurozitate. Aceasta este prima parte a lucrării. Cea de-a doua parte prezintă acele remedii, prezintă acele soluții din perspectivă guénoniană și aici aș vrea să insist eu puțin asupra unui subiect sensibil, greu de înțeles așa doar citind în diagonală cartea. Guénon propune cu subtilitate, dar cu fermitate în același timp, propune construirea unei elite restauratoare. Așa o numește el. Lumea nu poate fi salvată. Occidentul nu poate fi salvat decât printr-o acțiune conștientă a sa, în primul rând, de revenire la tradiția aceea sănătoasă, care încă mai subzistă în Orient. Spun încă, oarecum subversiv așa, pentru că și Orientul, China, India, Japonia, Coreea, s-au deteriorat și ele, au intrat și ele în logica economiei de piață. Și acolo domnia cantității face ravagii, poluare, industrializare excesivă, cu multe consecințe. El vorbește însă că în străfundurile sale, Orientul,
păstrează această, cu venerație, această tradiție metafizică și s-a poziționat bine în raport cu principiile, cu principiul, cu arhe, acel arhe pe care l-am numit, cu sacrul, dacă vreți. S-a poziționat corect și din această cauză vede mai bine adevărul, spre deosebire de Occident, și de aceea acționează mai corect, mai în conformitate, mai adecvat cu realitatea. Pe când Occidentul funcționează brownian, funcționează defectuos. Vă dau un singur exemplu. Noi vorbește în prima parte a cărții despre superstiția științei. Capitolul 2 se numește chiar așa, superstiția științei. Iar eu am să traduc într-o frază, într-o propoziție aici în fața dumneavoastră, pentru că nu avem timp să dezvoltăm. Știința este o sabie cu două tăișuri. Iată, vă dau un exemplu simplu. Chimia a dezvoltat un insecticid care, pentru dezvoltarea culturilor intensive de cereale sau nu știu ce, otrăvește insectele. Insectele otrăvite sunt mâncate de către turturele. Turturelele au dispărut. Iată ce simplu este. Sarinul este un gaz de luptă, este o bijuterie a tehnicii apariția acestui gaz. Cu toate acestea, el are efecte distrugătoare, ca și bomba atomică, de altfel. Și așa mai departe. Adică, de aceea mă mențin la o metaforă. Știința este o sabie cu două tăișuri. Revenind acum la elita aceasta restauratoare, să nu credeți că elita aceasta restauratoare se constituie prin erudiție, prin acumulare de cunoștințe, prin deșteptăciune. Nu! Adică vreau să spun că din această elită restauratoare, mulți dintre savanții, mari filozofi, nu se califică să facă parte din această elită restauratoare. Adică nu înțeleg foarte exact ce înseamnă. Ei sunt dezvoltați unilateral, n-am nimic, încă o dată, dau un simplu exemplu. Ei sunt un doctor în curcubitacee, poate să fie un eminent personaj sau un copita măgarului sau ce vreți dumneavoastră. Un eminent personaj în domeniul lui de activitate. Știința s-a fracționat în foarte multe domenii. Avem specialiști în toate domeniile, ultra specializați într-o chestie mică. Cu toate acestea, acești specialiști, marea lor majoritate, nu se califică pentru a face parte din elita restauratoare, despre care vă spuneam. V-am dat un exemplu. Un om pe care putem conta în această, să-i spunem, luptă, nu știu cum să-i spunem, război, nu mai avem nevoie de niciun război, că avem unul aici și ne-am săturat. Această situație din care căutăm o scăpare, căutăm un asemenea om, trebuie să caute dezvoltarea orizonturilor sale, funcțiunilor sale în tradiția autentică. Aceea care îi dezvoltă nu doar potențialul material sau cel emoțional, ci potențialul intelectual și mai mult decât atât, potențialul intelecției intuitive, adică mintea coborâtă în inimă, dacă vreți să folosim o sintagmă din ortodoxia autohtonă, care și ea este foarte tradițională, profund tradițională și putem avea respect pentru ea. Am dezvoltat deja mai mult. Cartea este încântătoare prin prisma argumentației și de aceea las cititorului plăcerea să descopere toată această argumentație și modul meșteșugit în care René Guénon știe să-și alcătuiască lucrarea.
Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul profesor Vasile Zecheru. Am vorbit pe marginea cărții Orient și Occident de René Guénot, o carte publicată în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald în traducerea domnului profesor Teodorul Chiondea. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și în cadrul acestui dialog. Cu recomandarea pe care v-a făcut-o domnul profesor Vasile Zecheru, închei și eu cu același mesaj. Este o carte foarte importantă și, bineînțeles, pentru a înțelege întregul mecanism, e bine ca pe lângă Orient și Occident să lecturați și celelalte cărți care au legătură cu acest subiect, Domnia Cantității și Semnele Vremurilor, de asemenea publicată la editura Herald, precum și Criza Lumii Moderne. Urându-vă de pe acum lectură plăcută și o zi minunată, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și vă dorim o zi frumoasă. La revedere, numai bine! La revedere, bună seara!